Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la prima emisiune Educația după, să zicem, după o perioadă de pauză provocată de această criză sanitară majoră care este departe de a se, să spunem, de a se rezolva. De fapt, școala are de înfruntat în aceste zile probleme existențiale, am putea spune, pentru că încă nu se știe ce se va întâmpla, cum se va întâmpla în aceste luni. Nu știm la acest moment cum se dau examenele naționale, există diverse teorii, autoritățile anunță că se vor da examenele naționale, să zicem, în condiții de pandemie, dar se vor da. S-ar putea să nu se întâmple acest lucru, multe altele. De asemenea, situația ridică probleme și din alte puncte de vedere. Sindicatele au căutat diverse soluții și au propus câteva soluții pe care o să încercăm să le dezbatem în această seară și să vedem încotro ne îndreptăm. Adică, cum vom da examene, dacă vom ajunge la școală la 1 septembrie sau la 15 septembrie, ce se întâmplă cu toate celelalte examene de titularizare sau pentru cadre didactice și, bineînțeles, ce se întâmplă cu cadre didactice, mai ales că mai nou vedem că au dispărut niște posturi de cadre didactice, vreo 3.000 și la nivel de țară. Toate aceste lucruri o să încercăm să le aflăm astăzi de la invitații noștri. E vorba de domnul Simion Hâncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, cea mai importantă federație din domeniu, de fapt în învățământul preuniversitar. Și bineînțeles, în a doua parte a emisiunii o să avem pe domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, să aflăm care este situația și la nivelul județului Gorj. Acum aș vrea să vedem dacă colegii mei au reușit să stabilească legătura. Încă nu, până pentru că, vedeți, așa sunt normele în acest moment. Nu putem să ne desfășurăm o emisiune așa cum erați obișnuiți cu noi, în sensul cu invitatul lângă noi. Se face acesta prin intermediul unui apel telefonic, o să ne întâlnim cu președintele, cum spuneam, Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Până atunci o să încerc să vă parcurg așa pe moment ce s-a întâmplat în ultimile săptămâni în învățământul românesc și ce dificultăți ridică la acest moment învățământul. De fapt, elevi, părinți, cadre didactice au multe nelămuriri, să spunem așa. Toată lumea se uită spre Ministerul Educației care să găsească soluții, iar poate cele mai importante probleme sunt legate de această perioadă de învățământ online, începută în unele școli în martie, în altele la sfârșitul aprilie și în altele în această lună mai, pentru că este un ordin în vigoare care prevede obligativitatea învățământul online atât pentru cadre didactice cât și pentru elevi. Dar avem legătura telefonică cu domnul profesor Simion Hâncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, cea mai mare federație sindicală din învățământul preuniversitar, care îi spunem bun venit la emisiunea noastră în intermediul unei legături telefonice. Da, bună ziua! Domnule președinte, prima întrebare se referă la faptul că ați fost în, să zicem, în centrul actualității în ultima perioadă. Federația pe care o conduceți a avut foarte multe intervenții, am putea spune, pertinente în favoarea cadrelor didactice. Și haideți să vorbim de acest învățământ online care ridică probleme foarte mari atât pentru elevi, părinților, cât și cadrele didactice. Cum priviți dumneavoastră această problemă și cum am fi, ce rezultate am putea să găsim, adică ce soluții am putea găsi ca toți copiii să ajungă la aceste ore, să aibă acces la învățământul online? Da, din nefericire, din cauza acestei pandemii, școala a fost nevoită să se reorienteze din punctul de vedere al tipului de învățare. Adică am de la învățământul clasic, oamenii și ca didactici și elevii au fost nevoiți practic să treacă la această formă de școală online. Evident că acest tip de școală pe care noi nu l-am practicat până acum implică anumite lucruri și anumite riscuri și pentru a putea face un asemenea tip de învățare este nevoie de tehnică.
echipamente prin testare, fără de care nu ai cum să faci asemenea lecții. Și această perioadă de aproape două luni de zile a demonstrat că aici sunt niște probleme. S-a constatat că un număr apreciabil de elevi din România, din păcate, nu au participat decât într-o foarte greu la aceste lecții. Ca didactici au fost nevoiți să folosească toate mijloacele posibile, au folosit chiar telefoanele personale, pentru că, repet, a face învățământ online trebuie să ai fie laptop, fie calculator sau tabletă. Dar au fost situații în care profesorii au fost nevoiți să folosească telefoane și evident că pe un telefon se poate să transmiți decât anumite fișe de lucru sau să discuți direct cu elevii, este mult mai complicat ca să poți cât de cât să faci un învățământ online de calitate. Și sunt mulți elevi, așa cum vă spuneam, din datele Ministerului se pare că ar fi undeva 250.000. Eu am spus, am dat că, după estimările noastre, undeva la 10% dintre elevi nu au aceste posibilități. Având în momentul de față în România 2.800.000 de elevi, deci lucrurile concordă către aceste cifre. Între 250.000 și 300.000 de elevi nu au aceste dispozitive. Să știți că sunt instituții care vorbesc de mai mulți copii, da, care n-ar avea acces. Okay. Sunt rapoarte ale unor instituții de cercetare a vieții care spun că totuși cifrele ar fi mai mari, că nu, adică cumva în învățământ sunt cosmetizate cu cei 250.000-300.000 de elevi care nu au acces. Știu că Ministerul Educației a primit către inspecție un formular cu un inventar al acestor nevoi. Da, s-a făcut o raportare, da. Dacă, să vedem dacă în urma acestei situații, care este adevărul. Îl vom afla, nu vom afla. Cert este că adevărul ăsta este că sunt mulți copii și în special din zone izolate, chiar copii din familii nevoiașe, care nu dispun de acest echipament. Care ar fi variantele de rezolvare a acestor probleme? Intervenția ministerului care să cumpere aparatura aceasta, intervenția primăriilor. Dumneavoastră ați lansat în o idee, mie mi s-a părut interesantă, să folosim banii aceștia de la Cor și Lapte Necheltuiți, de exemplu, care ar putea fi folosiți pentru cumpărarea de tablete. Probabil ar mai fi și alte soluții. Păi ați văzut probabil că în ultimul timp în spațiul public au apărut tot felul de variante. Ați văzut că Ministrul Educației a apelat inclusiv la Patriarhia Română ca să se implice în această acțiune. În opinia noastră, aici trebuie lucrurile gândite altfel, trebuie Guvernul României să se implice cap-coadă pentru a face acest inventar și pentru a implementa un program la nivel național, program prin care să primească toți elevii și toate cadrele didactice astfel de echipamente. Pentru elevi, așa cum am spus, o variantă care este, zic eu, bună și pe care guvernul ar trebui să o ia în calcul este cea de care ați spus puțin mai devreme, să ne gândim la faptul că, așa cum este legislația în România, elevii primesc prin programul pentru școală laptele și cornul sau alte fructe, produse. Da. Ori, așa cum spune legea, acestea se dau doar atâta timp cât elevii sunt la școală. Ori dacă ne gândim la faptul că aproape 3 luni de zile din acest an școlar acești bani nu se rămân în contul Consiliului de Țene, suma pe care noi o apreciem a fi economisită ar fi undeva la între 160 și 180 de milioane de lei. Deci cam o treime din cele 540 de milioane de lei sunt bani care riscă să se întoarcă la bugetul de stat. Deci cu acești bani din calculele noastre ar putea cumpăra peste 200.000 de tablete pe care se primească copiii și dacă sunt tabletele de pe piață,
și cu 10.000, cu 1.000 de lei, sute, 1.000 de lei pot fi o tabletă destul de performantă pentru suficient de bună pentru a putea fi folosită în învățarea online. Iar pentru cadre didactice există o altă variantă pe care iarăși am semnalat un statut public, și anume este o lege care a fost votată de Senatul României săptămâna trecută, lege care spune că pentru cadre didactice se acorde o sumă egală cu două sale minime pe economie pentru a-și procura diverse materiale didactice. Ori, așa cum spuneam, Ministerul Educației poate să oblige pe toate cadrele didactice din România să folosească acești bani sau o parte din acești bani pentru a-și procura astfel de echipamente. Da. Un salariu minim pe economie înseamnă peste 4.000 de lei. De față. Dacă această lege va fi promulgată. Dar noi am cerut să fie promulgată, pentru că ăsta e primul pas. Că nu o vedem în monitor, care nu poate să fie pusă în aplicare. Și iată că sunt soluții pentru a se rezolva și pentru elevi și pentru cadre. Dar acela trebuie să fie un minim grad de voință, sau cei care guvernează să dea dovadă de bună voință. Unul dintre subiectele la care ați intervenit, s-a intervenit inclusiv de aici, de la Gorj, se referă la desfășurarea examenelor naționale, mă refer aici la evaluarea națională și bacalaureat. Poziția sindicatelor mi s-a părut destul de pertinentă pentru siguranța, în primul rând, a copiilor, a elevilor. Cum vedeți în momentul de față rezolvarea acestei probleme? Pentru că pare să nu fie tranșantă. Chiar dacă ministrul educației a anunțat că se vor da aceste examene cu 10 copii în clasă, cu ceva de acest gen, se pare totuși că am putea să nu avem, să nu se desfășoare aceste examene și să luăm ca reper pentru bacalaureat sau evaluare națională media 5-8 sau 9-12. Deocamdată ceea ce știm este că președintele României a anunțat de la Palatul Cotroceni că elevii din clasele a 8-a și în clasele a 12-a sau a 13-a vor susține aceste examene și că aceștia vor veni în primă fază la pregătire în perioada 2-12 iunie. Acum, dacă ne gândim și la aducerea elevilor la școală pentru pregătire în perioada 12 iunie, și aceasta, în opinia noastră, implică anumite riscuri, pentru că este clar, trebuie să vină, e vorba de 300.000 de copii. E un adevăr că nu trebuie să vină toți, așa cum a anunțat Ministrul Educației, prezența nu este obligatorie. Dar să presupunem că vin 5% sau 10%, nu știu. Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la școală. Cele care, pentru a face pregătiri la disciplinele la care se dă examen, da. Exact. Ceilalți elevi, nu știu cât, 90%, 80% o să rămână acasă. Timp de 10 zile vor veni la școală și vor face cu câțiva elevi ce se întâmplă cu cei care stau acasă. Pentru că nu vor avea cum profesorii să, după 4-5 zile școală cu masca pe acasă și să continue din noi să facă pregătire cu acești elevi. Deci, în opinia mea, această măsură nu este benefică pentru nimeni. Și ar trebui să mai gândească cei care au luat decizia. Acum, legat de examene, iarăși aici există opinii și opinii. În momentul de față, două tente. Unul care spune că trebuie să se dea examenul clasic și un prem care spune că ar trebui să se renunțe și să se găsească alte soluții. Acum, deci în opinia mea, lucrurile sau specialiștii trebuie să fie cei care se tranșeze, pentru că este evident a aduce pe elevi la examene, în opinia mea, și nu numai sunt serii destul de mari. Să ne gândim concret, și acești elevi vor veni, așa cum au anunțat, trebuie să fie
în câte 10 instituții de clasă, am situații, am sesizări, când unități de care nici nu au cum să-i bage pe toți, sunt care au peste 200 de elevi care trebuie să vină la examen și au 10 săli, să zicem. Și acei elevi trebuie să meargă în altă parte. Este nevoie de resurse umane pentru a ține aceste examene, deci trebuie foarte mulți profesori. Mulți profesori au anumite afecțiuni. Ne gândim că avem 10.000 de profesori care au peste 65 de ani. Da? Și sunt multe cadre de care au probleme de sănătate. Cărora li se comandă, din câte am înțeles, să nu. Și atunci ce se va întâmpla? Cine se va în aceste examene? Bun, acum mergem mai departe. Cu logica. Aceste elevi vor, am înțeles că elevii se va lua temperatura la intrare în școală. Un elev poate să aibă, să fie purtător de virus și să nu aibă absolut, deci să fie absolut normal, să nu aibă temperatură. Se va constata după 4-5 zile că el a dat acest virus altui coleg, care mai departe îl duce virusul acasă, la familie sau la bunici și o să depistăm și cazuri de îmbolnăviri în familie de elevi. Dar sunt și alte situații, sunt elevi sau sunt cazuri în care temperatura să o ai din, nu neapărat să ai coronavirus. Am fost sunat de exemplu de o elevă care este la școală și mi-a spus că ea are probleme, ei crește temperatura înaintea chiar și a autonomiteze. Dacă are o emoție, temperatura îi crește. Ce m-a întâmplat cu acele elevi? Va fi trimis acasă sau ce? Va lua salvarea din ambulanța din fața școlii? Sau unul are o infecție la o măsea sau rosul în gât? Bun, hai, trecem și peste acest exemplu. Elevii ajung în sala de clasă. Să spunem că 10 elevi cu masca pe față, la finalul lunii iunie, știm foarte bine că cele mai multe școli nu au aer condiționat și, apropo de aerul condiționat, iar specialiștii spun că nu este recomandat să folosească aceste aparate pentru că este riscul de transmitere mai mare, dacă ne gândim la aer condiționat. Ce se va întâmpla atunci, într-o sală de clasă unde temperatura va fi de 60 de grade, care va fi randamentul acelui elev care trebuie să aștepte o oră înainte de a primi subiectele, stă cu masca pe față, poate se întâmplă să aibă și ochelari. Știm foarte bine că mai ai masca pe față și poți ochelari. Se aburesc ochelarii, da. Este posibil ca acel elev de nota 10 poate să nu se mai vadă să scrie cum trebuie. Poate nu rezistă fizic. Deci el va există riscul să abandoneze acel examen. Deci putem avea examene irelevante ca rezultat. Da, va pleca din examen și ce medii se va lua în calcul? Că el trebuie să participe la acea repartizare computerizată. Deci sunt anumite riscuri pe care o parte dintre ele le-am spus. Și același lucru se poate întâmpla și la pentru elevii de clasa a 12-a. Deci nu există nicio diferență. Miza oricum este mult mai mare la examenul de final de clasa 8 decât miza examenului de bacalaureat. Mai mult la bacalaureat sunt interesați elevii care vor să meargă la facultăți din afara României, pentru că învățământul superior din România poate să decide inclusiv să dea examen online sau chiar să ia în calcul mediile pe care le au la examen de bacalaureat sau să dea chiar în formă clasică aceste examene, încă nu se știe. Și de aceea, ca variantă care circulă în spațiul public și care ar putea să fie luată serios în calcul, este aceea de a pe care elevi au în cursul, de exemplu, pentru cei de clasa 8-a, s-ar putea, ca variantă, să se ia în calcul media la limba română și la matematică, din clasele 5-8, la fel cum se pun la un calcul și mediile pentru 9-12, pentru cei care dau examen de bacalaureat la disciplină de bacalaureat.
Da, ar fi o variantă. Și nimeni n-ar putea să oprească, sau poate chiar ministerul să decidă, dacă vrei o selecție mai obiectivă, da? Este și varianta de, vreau de exemplu eu să mă duc la matematică informatică, unde concurența știu că e foarte mare, sunt colegii de top, de cei de top, atunci se pot lua în calcul eventual mediile de la anumite discipline din area curriculară a specializării unde vreau să merg. Vreau să poate să ne în calcul româna matematica și poate foarte bine să ne în calcul și fie nota de la fizică, fie de la chimie, fie de la biologie sau fie toate. Și atunci, noi știm foarte bine, fac o paranteză, în anii trecuți, de fapt, de când sunt aceste examene computerizate, s-a constatat că în multe situații, elevii de clasa noastră, unii au ajuns la real fiind de uman, alții au ajuns la uman fiind de real. E adevărat, da. Să se transfere, pentru că așa au optat, așa au bifat atunci când au întocmit acea fișă, așa l-a repartizat computerul și eu cred că aceasta este o variantă mai obiectivă de a-i promova pe elevi în clasa nouă decât un examen care decurge în condiții incerte cu riscuri foarte mari. Vor spune, este bună dreptate și nu pot să nu le dau acelor la dreptate, că da, această că evaluarea nu este unitară între un test de învățământ. Se spune acest lucru, da. Da, este un adevăr. Dar trebuie să vedem exact, pentru că, într-adevăr, e o situație criză și să vedem care este cea mai bună soluție, în fel încât, până la urmă, să ne gândim la sănătatea copiilor, a familiilor acestora cu siguranță, și, da, și la sănătatea academică, care sunt cele implicate în tot ce înseamnă aceste examene. Dar sunt exemple în Europa unde și alte țări s-au gândit la variante de acestea care să evite efectiv examenul din sala de clasă. Deci să găsească tot așa variante. Exact, corect. Sunt țări care au luat mai de mult decizia și au asumat acest... Nu e risc, la urmă. Și acum trebuie să ne gândim și la acești copii care stau în incertitudine. Nu știu ce se întâmplă cu ei. Și, tocmai de asta vă întrebam și pe dumneavoastră care ar fi soluțiile. Dumneavoastră ne-ați oferit, iată, o variantă sau variante care ar putea, să zicem, să salveze și copiii și cadre didactice, ar rezolva cumva problema mult mai simplu și cu riscuri mai mici. Da, e adevărat că unii vor spune că se schimbă regulile în timpul jocului și că elevii au tratat acele discipline altfel decât cu dezinteres, pentru că ei s-au axat pe discipline de examen. Ești este un adevăr pe care trebuie să-l recunoaștem. Încă o dată, din cei care vor lua decizia trebuie să se gândească foarte bine și să pun în balanță toate riscurile și e mai bine pentru... Dar vă dați seama, am avea toată lumea ar lua examenul de bacalaureat în situația aceasta. Bun, și spuneam mai devreme că oricum examenul de bacalaureat nu are o relevanță. Am înțeles, dar ca idee, nu, mulți se gândesc la chestia asta în condițiile în care în anii trecuți probabilitatea a fost redusă, că poate cei din anii trecuți vor vrea să dea anul acesta. Ce va pierde România dacă vor lua toți examenul de bacalaureat, dar sunt și la următorul lucru, că sunt și elevi care sunt corigenți. Bine, este de găsit o soluție și pentru acești elevi au rămas corigenți pe primul semestru și trebuie văzut ce se face cu... Dar oricum un elev care a rămas corigent nu poate să aibă pretenții acum să îi se pună 10 pe al doilea. Cu siguranță, este foarte, da, bine care îi fie lor. Dar nu ar fi o dramă pentru nimeni dacă ar lua, să spunem, examenul de bacalaureat cu 6, ca pe nota minimă și alții l-ar promova cu 9, 50 sau cu 10, pentru că, așa cum spuneam, e mai puțin relevant această notă. Până la urmă este o medie sau este o hârtie pe care un absolvent de liceu o obține, demonstrează că a terminat liceu. Bun,
Mergând mai departe spre un alt subiect, ca să nu depășim foarte mult timpul, dumneavoastră, până acum am vorbit de probleme care țin de sindicate mai puțin, adică vă interesează și e normal așa să faci, așa ați făcut ca sindicate, vă interesează deci situația învățământului românesc, însă acum să vorbim doar de protecția cadrelor didactice și aici sunt mai multe probleme care au apărut. Chiar în aceste zile se discută de un ordin. Am văzut fostul lider de sindicat, fostul ministru Liviu Marian Pop a pus chiar o postare astăzi în care reclamă că ministerul a desființat peste noapte 3400 și ceva de posturi în învățământul. Care este adevărul? E vorba de acele posturi care depășeau posturile aprobate. Da, ca să fiu sincer, nici eu nu știu exact care este numărul real la această... Ieri mi s-a semnalat din teritoriu că sunt niște probleme la CJRAE, CMBRAE și învățământ. Da, 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 la acele instituții, dar la anumite județe, exact. Nu la toate, da. Este un adevăr că anul trecut, prin 1 noiembrie, Ministerul a încercat să dea un ordin și noi am argumentat că dacă se taie acele posturi, efectiv pleacă persoane, ori ei au pus sau semnat acest ordin sau i-au dat drumul acestui ordin acum, în mijlocul anului școlar. De aceea este impardonabil. Adică, păi aici era problema, da. Data de 6 mai, cât de astăzi, 7 mai, 6. Și s-au trezit oamenii acum, se trezesc cu contracte de muncă desfăcute, ceea ce nu este în regulă. Și repet, sunt posturi vacante, sunt câteva vacante, dar cele mai multe sunt ocupate de cadre didactice. Și când discutăm de CJRAE, în mod special, ne gândim că acești consilieri sunt implicați în diverse acțiuni extrem de importante în această perioadă și a-i da afară acum nu este în regulă. Dar nu știu exact care este situația și cu celelalte posturi din învățământul de masă. Eu am cerut colegilor din țară să facă un inventar, îl aștept și aștept la minister să vedem cum stau lucrurile. Noi am cerut printr-o adresă chiar ieri ca acest ordin să fie anulat, deci nu se aplice, să așteptăm să vedem ce se întâmplă în septembrie. Ce alumne acum dat peste cap? Dacă mai vine și ministerul cu această tăiere, lucrurile nu sunt în regulă. Bun, un alt subiect. A izbucnit, să zicem, zilele acestea în presă, s-a publicat... să zicem, noua metodologie de concurs pentru inspector școlar general, general ajung și directorii caselor corpului didactic. Și acolo, bine, s-a simplificat puțin examenul, dar problema care se pune și am văzut din lumea școlii, se desfășoară aceste concursuri în această perioadă sau vom aștepta să se normalizeze lucrurile cum ar fi firesc? Și dacă sindicatele participă la selecție, că nu apare în ordin. Nu apar în ordine. Eu consider că este complet inoportun acum să ne gândim la acest concurs. Eu cred că mai important este să vedem cum se finalizează acest an școlar, să vedem ce se întâmplă cu examenele de, corect, pentru elevi de clasa 8-a, pentru elevi de clasa 12-a, să ne gândim la aceste examene, să ne amintim că nu de mult se doreau alegeri anticipate, deci erau foarte experiențe foarte, foarte aprinse din partea unor polițieni care doreau anticipat. Iată că a venit aceeași pandemie și s-au potolit. Acum, eu cred că haideți să vedem, să terminăm cu anul școlar și cred că nici din punct de vedere practic a da acest concurs nu prea văd cum, pentru că implică adunări cu multe persoane a da acest concurs nu cred că poate, dacă e să discutăm din punct de vedere al regulilor care trebuie respectate în situații de pandemie. Pentru că, da, așteptăm ziua de 15 mai, să vedem. Probabil nu o să mai fie stare de urgență, dar vor rămâne restricții încă o bună perioadă. Și, Doamne ferește, așa cum spun specialiștii, este posibil ca această pandemie să revină din toamnă. Și dacă ajungem iar la problema cu școala,
acea învățare online chiar trebuie serios tratată, pentru că există riscul ca din toamnă dascăle să fie nevoiți chiar să predea, să-și parcurgă materia folosind laptopul sau tableta sau calculatorul. Bun. Domn președinte, pentru finalul discuției noastre, părerea dumneavoastră, în septembrie sunt șanse să revenim la catedră în condițiile în care trebuie să recuperăm și această porțiune de materie, că se spune că se va face un ghid sau se vor face ghiduri pentru aducerea la zi a materiei, mai ales pentru cei care n-au parcurs învățământul online, sau riscăm, cumva, din ce se aude, să continuăm cu învățământul online încă o lungă perioadă de timp? Sincer vă spun, aș evita să răspund la această întrebare, pentru că nu știu răspunsul și cred că nimeni n-ar putea să răspundă concret, pentru că nu se știe exact cum evoluează lucrurile. Mi-aș dori să intrăm în normalitate din septembrie și să trecem la învățământul clasic. Deci față în față. Elevul să fie în clasă și să-l aibă pe dascăl în față. Dar cine știe ce se poate întâmpla? Da, toată lumea își dorește acest lucru. Vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră pe Calea Undelor în studioul EMI-TV, pe lungimile de undă ale postului național EMI-TV, la emisiunea Educația, și vă mai așteptăm și cu altă ocazie să ne împărtășiți din problemele școlii. Cu mare drag și mi-a făcut plăcere să port această discuție cu dumneavoastră. Și nouă, mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră. O zi bună! Dragi telespectatori, mergem mai departe. A fost cu noi domnul Simion Hâncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, cea mai mare federație sindicală din România. Am abordat câteva subiecte importante, pentru că, așa cum o face și pe site-ul școalagorjana.com și pe paginile de Facebook, ne semnalați de multe ori, chiar și la emisiunea Educația, ne semnalați problemele acestea. E o incertitudine, o perioadă de incertitudine în care nimeni nu știe încotro ne îndreptăm, ce vom face în această vară, în această toamnă. N-am mai apucat să vorbim cu domnul președinte și despre aceste cursuri de reformare ale cadrelor didactice, pentru că avem nevoie, pe de o parte, copiii să fie instruiți să folosească aceste tablete sau ceva, dacă le avem. Deci, în primul rând, trebuie investiții pentru dotarea elevilor, trebuie instruiți să folosească această aparatură și, bineînțeles, cadre didactice trebuie dotate și să folosească această aparatură. Mă tem foarte mult că toamna ne va găsi cumva tot în situația de a face învățământ online. Este foarte greu de la ce se aude și faptul că nu se găsește un vaccin care să curme această pandemie, ne face să învățământul să fie printre primele sectoare sacrificate, să spunem așa, dar în același timp trebuie făcut ceva în favoarea școlii, deci nu putem să riscăm viața elevilor, cadrelor didactice. Cum vă promiteam la începutul emisiunii, l-avem prin telefon pe domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am găsit! Cum spuneam, am vorbit puțin mai devreme cu președintele federației din care faceți și dumneavoastră parte. Am abordat o parte din problemele cu care se confruntă școala în acest moment. Prima întrebare pentru dumneavoastră se referă la faptul ce facem, găsim soluții ca și profesori și elevi să fie instruiți în această vară, să primească dotările necesare ca să poată desfășura învățământul online, mai ales dacă din nefericire va fi nevoie și în toamnă de acest lucru? Important e și trebuie avut în vedere acest lucru de către administrațiile locale, de către Ministerul Educației, că acest învățământ online se va derula și în continuare. Premisele sunt că nu se întrevede o îmbunătățire a situației și, în primul rând, condițiile de la noi din învățământul românesc nu permit desfășurarea procesului educativ în modelul clasic, cum a fost până acum. Sunt școli supraaglomerate, care funcționează cu
școli care funcționează în două schimburi, chiar trei schimburi, și acum să fie încadrat să meargă pe 10 copii în clasă sau 15 copii să se asigure condițiile de învățat, condițiile de securitate care la acest moment. Deci vor trebui făcute demersurile, dar deocamdată văd că nimeni nu se mișcă, nu se mișcă nici măcar în a face calculul și a asigura finanțarea pentru reluarea cursurilor, pentru reluarea procesului de învățământ pentru absolvenții ca și absolvenții claselor a 12-a pentru a putea aduce în siguranță la școală. Mă refer aici la cine asigură măștile, mărușile, tot echipamentul necesar atât elevilor cât și profesorilor. Trebuie să făcute rectificări bugetare, trebuie să pentru a găsi banii, a găsi finanțarea pentru aceste dotări. Da, acum vreau să vă spun că mai devreme și știu că Federația Sindicatelor Libere de Învățământ a lansat aceste calcule, s-ar putea face rost de niște bani de la suspendarea programului Cornul și Laptele, ar fi undeva, cu acei bani s-ar putea cumpăra în jur de 200.000 de tablete. Cumva ar acoperi mare parte necesarul, să spunem așa, de tablete. Spunem că avem vreo 250.000-300.000 de copii care nu au acces în momentul de față la învățământul online. Așa sunt cifrele oficiale anunțate. Deci am putea acoperi numai din aceste fonduri mare parte din necesar. Mă refer pentru elevi. Important e deci să se miște, important e să se își asume cineva responsabilitatea pentru toate aceste modificări privind organizarea învățământului în România la ora actuală, în condițiile în care sunt acum cu această pandemie în toată țara. Am înțeles. Apropo de situațiile, să venim în, să zicem așa, în județul Gorj, pentru că am vorbit mai mult de problemele naționale și acum venim în parțial pe județul Gorj. Acel ordin despre care se discută de câteva zile, că a făcut, să spunem așa, a desfințat posturi în mijlocul anului școlar, e vorba de situația din CJR Aere. La noi nu este o problemă, în sensul că suntem sub numărul de posturi alocate la nivelul județului, aprobate. Deci aici noi nu pierdem posturi, dar sunt județe de pierd. Deci la nivel de țară sunt peste 3.000 de posturi care dispar din, nu știu, de la sfârșitul februarie sau din mai, din momentul de față. Problema la nivelul județului Gorj totuși nu este chiar una roză. Și în învățământul, deci și la nivelul județului Gorj trebuie reduse, din ce am înțeles, 5 posturi la CJRAE, la Centrul Județean de Resurse, și la CSEI, Centrul Școlar de Educație Inclusivă, iar la fel vreo 7 posturi. Într-adevăr, aceste posturi sunt ocupate în ora actuală de profesori suplinitori care nu au un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Iar modificările survin începând cu 1 septembrie 2020. Dar nu putem să spunem că, domnule, dacă nu sunt ocupate cu profesori titulari ai sistemului, este foarte bine. Nu este bine deloc. Haideți să vedem că locul acestor cadre sau munca pe care o desfășoară aceste cadre care vor dispărea de la 1 septembrie va fi preluată de alți profesori care sunt sau de alte cadre care sunt cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, iar activitatea acestor așa este destul de aglomerată. Haideți ca să vedem că un consilier școlar este normat pentru 800 de copii. Hai să vedem cât copii cu probleme și numărul lor se mărește în fiecare an.
și chiar în fiecare lună, iar noi în loc să reducem așa cum este și aprobat, a trecut de Senat legea respectivă prin care un post de consilier se normează pentru 500 de copii, iar încă nu și nu este promulgată de președinte. Și totuși ministerul face această tăiere, această reducere de personal. Să sperăm că demersurile făcute de Federația Sindicatelor Libere din va da rezultate și vom reuși să blocăm aceste măsuri, pentru că inspectoratele școlare au luat căciula în mână și a pleacă din cap, sunt de acord. Și rezultatele se vor vedea mai târziu. Da, e o problemă, deși vă spuneam încă o dată, potrivit acelui ordin, dacă posturile, numărul de posturi aprobate la nivelul județului este mai mare decât posturile ocupate, n-ar fi trebuit să existe disponibilizări. Dar iată că se întâmplă aceste lucruri și e bine că ne-ați precizat situația exactă. Da, deci nu sunt disponibilizări acum, dar acești și nu sunt, cum să zic, într-adevăr, acestor persoane care 1 septembrie, contractul lor de muncă este pe un an, este până la 31 august, dar am spus și repet, este vorba de munca acestora care muncă care este foarte importantă, da. Ceilalți profesori ai sistemului. Bun, vorbind despre alte probleme ale școlii, ale cadrelor didactice din această perioadă, e cumva așa, în lumea școlii există această problemă, foarte multe cadre didactice au acces și la învățământul online prin intermediul acelor telefoane. Dacă pentru elevi găsim soluții, ce facem cu aceste cadre didactice, mai ales la cele care nu... Să zicem că nu au posibilități, pentru că în continuare, cel puțin partea mai tânără a învățământului au salarii destul de mici ca să-și permită să achiziționeze niște, nu știu, calculatoare, laptopuri performante, iar școlile nu prea le au sau dacă le au, sunt prea vechi să închirieze, să le dea școala în custodie, adică sunt prea depășite de situație. Problema este rezolvată din punctul nostru de vedere. Este lege aprobată, este trecută de Senat, este la măria sa președintele României, care refuză să semneze legea, fiindcă cadrele didactice beneficiază de 2 salarii pentru a-și procura material didactic pentru desfășurarea activității didactice. 2 salarii ale unui profesor, iar ajunge să-și ia nu numai un laptop, chiar un laptop performant, sau și un laptop și o tabletă super performantă ca să poată să desfășoare. Da? Să dea drumul domnul președinte al României să promulge legea. Că este, deci, e ultimul pas care trebuie făcut. Și atunci se vor găsi bani și pentru susținerea cadrelor didactice. Da, păi vorbim de investiții necesare în învățământ, dar acestea nu apar nici măcar în această perioadă în care se vede cât de dificil și cât de rămas în urmă este școala românească în privința dotărilor în primul rând și bineînțeles a pregătirii cadrelor didactice, pentru că este și problema aceasta. Foarte multe cadre didactice nu sunt pregătite să folosească această tehnologie digitală, n-au fost pregătite niciodată. Ce se întâmplă? Softurile și profesorii informaticieni din unitățile școlare au reușit să facă o instruire a tuturor profesorilor pentru a putea intra în legătură cu copiii să-și desfășoare aceste activități. Cert este că acest lucru cred că era bine făcut cu mult timp înainte sau chiar și acum, deci instruirea a fost făcută, apeși pe butonul cutare, acolo te duci pe săget și toți pașii care trebuie să-i facă fiecare profesor pentru a intra în legătură cu clasa, cu elevii, să poată să verifice cunoștințele, să le fixeze. Dar v-am zis, aceste cursuri au lipsit, nimeni nu a vrut să
le facă, s-au făcut tot felul de cursuri care nu aveau nicio treabă cu sistemul de învățământ sau erau cursuri care priveau idealul din educație, nu ceea ce era ideal practic să facem cu copiii. Să nu uităm că școlile au fost dotate unele dintre ele cu acele table inteligente în care fiecare profesor putea ca să vină să-și pună ticul sau cu laptopul și să-și desfășoare lecția pe, cu ajutorul acelor table. Nimeni nu a făcut nimic, nimeni nu a, a făcut un curs de pregătire al profesorilor pentru folosirea acelui material care la urma urmei este un material didactic care trebuia folosit. Și sunt de peste 10 ani sunt, sunt introduse în unitățile școlare, în multe școli stăteau ca piese de muzeu să se udăm cu ele. Da, așa cum s-a întâmplat în spital cu anumită aparatură care n-a fost folosită și deși era existant dotare, iată că și la, în învățământ s-a întâmplat acest lucru. Ce soluție vedeți dumneavoastră din acest punct de vedere, deci ce vede, cum vedeți lucrurile pentru un minut cât mai avem, cum vedeți lucrurile în această vară ca să începem cumva altfel anul școlar următor, cel din septembrie? Până în septembrie avem aceste examene naționale care trebuie rezolvate într-un final. Deocamdată s-a ales măsura cea mai proastă, să aducem copiii la școală, să facem, să-i pregătim pentru aceste examene. Dar sunt alte soluții mai bune. E un an de compromis, un an în care se pot încheia media de bacalaureat să fie media anilor, se poate face chiar dacă se susțin aceste examene, trebuie în primul rând avut grijă asigurată sănătatea copiilor și a profesorilor prin verificarea, testarea copiilor și a profesorilor sau chiar susținerea examenelor în școală cu profesorii din școala respectivă, să nu mai plimbăm pe copii, să nu mai plimbăm pe profesori. Iar în ceea ce privește asigurarea fondurilor și începutul anului școlar următor, în funcție de evoluția pandemiei, în funcție de evoluția care este la nivel național, de-abia după aceea putem vorbi. La un adică, cred că ar fi bine totuși să marșăm un pic și să ne pregătim pentru desfășurarea învățământului tot online. Da, pentru online. Vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Cu siguranță vă așteptăm și poate se dă drumul să fim în studio, să ne desfășurăm altfel convorbirea noastră. Mulțumim pentru participarea la această emisiune. Și eu vă mulțumesc, o seară bună și... Dragi telespectatori, aceștia au fost invitații în această seară, aceasta a fost tematica, sunt dificultăți majore în educație, le percepem fiecare dintre noi din postura de elev, cadru didactic, părinte și nu știm cum se vor rezolva aceste lucruri. Cu siguranță în această vară vor fi multe probleme de discutat aici, le veți găsi toate la EMI-TV, pentru că aici vor fi toți invitații relevanți. Mulțumim pentru atenție, la revedere!